nici nu le știu, nu știu că există materii artistice. Păi, într-un fel sunt, cât mai există la liceu și la școli general, mai muzică, desen și cam atât, cred. Din ce știam eu un long time ago. Și mai aveam materie care avea legătură și cu arta puțin, dar se chema caligrafie pe vreme, nu știu cum mai există, mă rog. Dar acum, mă rog, știu despre ce vorbesc eu, aș vrea, nu aș vrea, este obligatoriu, repet, obligatoriu să fie educație vizuală, pentru motivele pe care am numărat zilele astea de aici. Indiscutabil. Altele, cred că n-ar fi rău să știe Levi și câte ceva despre, de pildă, compoziția muzicală. De ce sună așa și nu sună așa, sau de ce o muzică le place, dar nu e bună, oricât ar încerca să fie bună. Sau de ce, de pildă, vorbind de lucruri pe care le știm și, din păcate, pentru unii sunt deranjante, de ce manelele sunt deranjante. Fiindcă e explicație științifică, cumva, de la tonalități, de la note, de la repetitivitatea și banalitatea versului, așa mai departe. Da, sunt o grămadă. Decât 40.000 de matematică pe lună sau pe săptămână, inutile cele mai multe. Sau, mă rog, fizică, chimie, poate nu, dar matematică. Pentru mine asta e de mult, de când am început să văd filmele cu alții care pot foarte atenți. Mă cred să zic profesionist, că nu-mi place. Dar ăsta e lucru pe care, cred că dacă rămân cu lucrul ăsta elevii din întâlnirile noastre, și anume să aibă repere cu care să, hai să nu zic județul, cu care să cântărească mai bine filmele pe care le văd și care le plac și care nu le plac, dacă nici cred că e de ajuns pentru misiunea independentă asta. Filme bune, dar care nu-mi plac, ar fi, să dau un exemplu acum, n-am venit și îmi scapă, și îmi nervează că îmi scapă, iau invers. Filme care nu sunt bune, dar îmi plac. Pentru că asta e părerea. Depinde, filme care nu sunt bune, și aici mă altă discută, care nu sunt bune de filmele cu supereroi, nu toate. Unele sunt slabe pentru că aici e o discuție foarte mare și de fapt foarte simplă. Cum judeci filmele? Le judeci în primul rând, evident, generic vorbind, dacă spunea sau nu sunt bune. Dar trebuie să le pui în context și așa, le spun tot timpul lor. Depinde, în cazul filmelor cu supereroi, contextul este filme cu supereroi. Trebuie să le vezi așa cum sunt, nu trebuie să le vezi ca pe Fellini sau pe altceva. Le vezi cum sunt, pur și simplu. Filmele cu gangster sau filmele horror sau așa, le vezi cum sunt. Ele sunt bune, dar, mă rog, unele sunt bune și dincolo de transgenul. De pildă, un film bun care este transgen de gen, dar un film de gen principal este, care pentru mine în top 10 la orice fel de oră mă aștept, este Apocalypse Now, Coppola. Care este principalul, în lumea generic, vorbind un film de război și o dramă de război, na. Și post-război, poate. Dar atât de bine făcut și atât de greu și atât de important și atât de copleșitor filmul ăla, încât, mă rog, nu mai gândești un film de război. E Coppola, e Apocalypse Now și gata. Mă aproape că e un gen în sine Apocalypse Now, la care toate se revendică, oarecum. Dar să revin la această filme care sunt bune, dar nu-mi plac, mă gândesc ce spunea și Leana la întâlnire. Unele au, pentru mine cel puțin, dacă nu mă emoționează, pentru mine e o emoție importantă, da, le văd, le judec, le scanez, le reperez, îmi pun toată inteligența la bătaie, le înțeleg, dar cam atât. Adică nu știu că le-aș recomanda, cuiva să le vadă neapărat. Dar aș spune un film care este bun, dar nu-mi place, un film al lui, hai să zic, o parte din filmele lui, chiar și al lui Fellini, care nu sunt ele toate atât de, mă rog, sunt bune, dar nu mă atrag. N-am dat multe anume pentru că mă duc în prea multe discuții. Și sunt multe regizori de pildă care au filme bune, dar nu sunt făcute pentru public, în primul rând. Ce aici e vorba de autori, sau autori, că de acolo sunt acum, mă rog, și expresia din Franța, de la Nouveau Vague. Și atunci, ceea ce întreba doamna profesoară de la mine, Eminescu, de la liceu, pe care o știu din alte întâlniri, într-o acum 15 ani, cum facem deosebirea asta, repere rămân totdeauna. Și cred că, de fapt, e important întâlnirea asta noastră,
Tatăl meu le pe să aibă sunetul care duce filmul. Faptul că o cameră e pusă cum e pusă, de ce e pusă așa și de ce trebuie să vezi imaginea să nu vezi aia. Mă rog, spun și mai simplu, că așa vrea regizor. Da, dar de ce vrea regizor așa? Pentru că are ceva în cap și atunci trebuie să știi de ce, din ce școală vine, ce repere are, ce îi place, că și asta contează foarte mult. Dacă a fost bolnav sau nu a fost bolnav, sunt lucruri pe care atât de necontrolat și de neapărat neimportant, dar care au efecte în produsul final care e filmul, cât te și miri uneori. Da. Repet ce spun totdeauna. Filmul are mare avantaj că este foarte simplu de perceput. Filmul are mare dezavantaj că este atât de simplu de văzut. E un avantaj și de avantaj acea film, pentru că lasă fața impresie că e foarte ușor de înțeles. Unele sunt evident, dar alții vorbim pentru orice fel de formă de artă. Cu filmul, repet ce am spus, mai mult decât altă formă de artă vizuală, fotografia, dacă e artă, pictura, evident, sculptura, dar filmul îți dă mare iluzie că ești în lumea aia. De ce? Pentru că se mișcă imagine. Asta e explicația cea mai simplă. Cum te miști tu. Faptul că e intermediată imaginea de un ecran și că nu poți fi tu în imaginea aia, lumea aia, pardon, aia nu mai are importanță, lumea nu mai judecă așa. Acum poți, că sunt filme patrune. Aproape că poți să fie așa. Lăsați, da, mă rog. Da, cumva. Alea sunt, dacă mă rog, până acum aveam impresia că 3D este o oarecare blestem, pentru că acum 4D sau ce mai e, mi se pare și mai... Pe de altă parte, repet, dacă îți vine în filmele făcute și pentru ceea ce spun ele și povestea pe care o propun, e decent, ca să nu spunem altfel, e făcută foarte bine. Și recunosc că am o mică problemă eu cu tipul ăsta de atitudine oximoronică. Filme americane versus filme europene, filme de artă versus filme de neartă comerciale. Nu e chiar așa. Adică nu e deloc așa, că nu e așa. Filmele americane, chiar și asta, așa spus, comerciale, sunt atât de bine făcute încât cu greu pot fi mutate din locul lor și au o importanță și un reper istoric și cultural atât de bine stabilit încât să treci peste sau să le ignori e ridicol. Ca să nu mai știu faptul că totuși noul val Franța pornit să fie gen de la dragoste pentru filme ca de serie B. Că erau sătui de filmele care au făcute de francezii dinaintea lor pe școala veche, montări ample, ecranizări, principal, sătura se le aveau viață, când erau filme americane pe vremurile alea.